Firma de acolo, respectiv Friendly Waste, așa se cheamă societatea, până acum asta știm, și-a luat incineratorul și a venit pe vechea administrație și l-a depozitat în zona aia liberă de care vorbeam noi aici, da? Până să vin eu, nici măcar nu plătea depozitare. Am venit, s-a plătit depozitarea, am mărit tarifarea de 5 ori în zona liberă, după care s-a cerut certificat de urbanism. Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, invitatul de astăzi, ați văzut că am început emisiunea cu altcineva, cu totul altcineva, invitatul de astăzi este omul de afaceri Nicolae Barbu. Barbu, fost primar timp de 2 mandate la Giurgiu, bine ați revenit în emisiune. Bună ziua și bine v-am regăsit, cum a spus, cu materialul clientului. Cu materialul clientului, tocmai da, de asta. Acum lăsăm cei care ne privesc și ne ascultă să dea seama cine e clientul. Da. Și-a luat incineratorul și a venit cu el în zona liberă, mandatul primarului Barbu. Cum și-a luat incineratorul și a venit cu el în zona liberă? Deci pe suntem... mandatul dumneavoastră. Când spuneam... am vorbit emisiunea trecută și am arătat documentele. Spuneam că pentru minciună îți trebuie ținere de minte. Pentru adevăr îți trebuie caracter. Demonstrează actualul primar că n-are caracter. Dom'le, să ții langa, o minciună. Și să minți continuu. E bine că știe să... Da, da, atât. Nu, e perseverent în minciună. Da, da, da. Observ că și-a băgat în cap, și-a introdus în cap câteva idei, câteva noțiuni și pe alea le ține continuu. Eu țin minte că aceeași chestie a spus-o și în conferința de presă. Ba, da, da, dacă cei care da, vor șeful, să vadă mai și la... Șeful dumneavoastră, domnul... Da, 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 Barbu... șeful dumneavoastră, da, care pe vremea dânsului s-a adus incineratorul. Da. Hai să vă spun un lucru. Dacă ar fi fost într-o locație privată, ai fi spus, domne, știți, depozitat, au făcut niște aranjamente, au făcut, sunt aduse de pe vremea lui Barbu, dar n-a vrut Barbu să spună și uite, a făcut niște hârtii ca să demonstreze. Da, eu am dovezi. E zona liberă, domnul Diaconescu. Depozitare în zona liberă este Porto Franco. Au la intrare, dacă ați văzut, două bariere. Există poliție de frontieră, există vamă. Nu intri cu ce vrei tu în zona liberă și ieși cu ce vrei tu, că altfel n-ar mai fi zonă liberă cu un regim vamal bine stabilit. Drept urmare, n-a trebuit decât să scot de la zona liberă adresele cu care au venit, documentele cu care au intrat incineratorul în Giurgiu. Și țineți minte că vă spuneam la vremea respectivă că există o cronologie a faptelor. În decembrie, domnul Matei Mihai își dă demisia din Consiliul Local și se duce director adjunct în zona liberă, deci în decembrie 2020. În ianuarie, deci la nicio lună, încheie contract cu Friendly West. Deci până aici, ceea ce spune domnul primar, se poate... demonstra că, domne, l-am descoperit, a venit pupila primarului în zona liberă, pus director așa, direct cu numire și a descoperit că, vezi, doamne, șmecheria lui Barbu, că a dus Barbu în vremea lui și nu plătea. Așa s-ar vedea. Da. Numai că fiind în zonă liberă, tot ce intră în zonă, intră cu document, cu ștampilă, cu tot. Și aș vrea regia să posteze avizul de însoțire a mărfii de la Friendly Waste în zona liberă și CMR-ul mașinii cu care a intrat în zona. Da, deci avem. Acesta este vezi. Și hai să ne uităm la dată. 10.02. Certificat în privința... Suport, da, ce da, spuneți tu? Da, da. Suport, cadru, nu știu ce. Și CMR-ul vă rog să puneți. Și hai să ne uităm. Avem o ștampilă pe CMR-ul de acces de intrare în zona liberă. Și mai avem un certificat jos în dreapta, unde spune că s-a luat în evidență de către zona liberă. Da, da, da. Deci o ștampilă este cu birou vamal, zona liberă, Giurgiu, din data de 12.02.2021. Și certifică zona liberă că a intrat în zona liberă. Deci asta, gogomânia asta, mizeria asta... transmisă continuu ca să dea valoare de adevăr, este exact o minciună frustrată. Nu poți să spui când el a intrat în zonă pe 10 februarie. Da, deci, da, da. Cronologie. În decembrie se duce Matei Mihai director, în ianuarie îi semnează contractul, în februarie depune și vreau să vadă pentru conformitate. Le-am mai arătat în emisiunea trecută. Avem, dacă l-aveți, contractul este din 14.01 și contractul de vânzare-cumpărare este exact din 21 februarie. Deci la 2 săptămâni de când incineratorul intrase în zona liberă. Domnule primar, vă mai mențineți minciuna asta continuu? Mai prostiți oamenii că de 3 ani de zile îi prostiți continuu?
Îi mințiți bandă cu bandă, zi de zi. Nu poți să minți, domnule, la infinit, chiar în halul ăsta, să arunci mizeriile făcute de tine pe umerii celorlalți. Grea moștenire. Toate sunt din vina lui Barbu. Dar o să îl discutăm bântui, și despre grea moștenire. Îl bântui, că el a spus că îl bântui. Te bântuie, primare, te bântuie minciunile pe care le transmiți continuu. Ajunge, suntem în săptămâna, în luna decembrie, în luna în care trebuie să ne curățim sufletul, să ne curățim inima. Termină cu minciunile astea, că ajung, gata, s-a săturat și lumea, s-au săturat toți, minciuna în continuu. Și pe postul național. Deci, mizerie. Mizerie, da. Mizerie. Ce să mai demonstrezi? Mai îmi pun mintea să-i mai demonstrezi ceva? Poate doar a doua minciună. Documentele că mare spun, au minciuni continuu. Mare minciuni. Încă o minciună de aceeași emisiune, ca să rămânem, pe zona asta, vis-a-vis de proiectele domniei sale. Cu ghilimele de rigoare. Și o să rog... Am văzut o chestie, că te-ai întrerupt un pic, am văzut o chestie, au postat că e transparență decizională, e obligație legală să postezi salariile tuturor persoanelor publice și a funcționarilor și angajaților din fonduri publice. Și e pe site-ul primăriei, este un document clasificat, este public și poți să-l iei. Și am văzut că salariile demnitarilor primar, viceprimar au crescut. Da. Au crescut la vreo 30.000 de lei brut. De unde? Aici întreabă o întreagă nebunie, s-au tocat cât e brutul, cât undeva, e netul, cât de ce. Da, brut. Undeva la peste. Știți care este problema? Niciunul de acolo nu merită sporul de 25% de implementare proiecte europene. Niciunul. Pentru că niciunul din ei, nici primar, nici viceprimar, nu au făcut ceva la proiectele astea. Ba, și-au bătut joc de ele, le-au pierdut. Domnul Mina spunea într-o emisiune aici că a pierdut și ce brumă de proiecte avea pe Angel Saligny. Păi nu, alea nu le-au făcut, le-a renunțat la ele. Este primarul răzgândac. Da. Renunță la ele, la ce are în cont, ce nu avem bani, renunțăm la ele. Haideți să vorbim despre mărețele proiectele domnului primar și vă rog al doilea video. De 500.000 de euro costă administrativ, cred că ar fi bine să pomeniți și că tot ceea ce se întâmplă în momentul de față în municipiul Giurgiu vis-a-vis de asfaltarea aceasta care este fără precedent, sunt proiecte moștenite de la fostul primar Nicolae Barbu. Și cred că ar trebui să mai spuneți că s-au pierdut proiecte de 20 de milioane de euro fonduri europene. Care sunt acele proiecte, domnul Mina? Proiectele pe care dumneavoastră le-ați moștenit de la domnul Barbu și ați rambursat banii către... Nu există așa ceva. Da, există. Deci nu există niciun proiect pierdut. Niciun proiect pe banii europeni pierduți. Pierdut, mă rog. Și înțeleg că sunt câteva proiecte. De unele au uitat ce a mai spus. Păi nu, dar cred că au uitat ce a spus. Au uitat ce a semnat. Pentru că toate proiectele care au fost... întoarse de la finanțare sau refuzate sau s-a transmis că nu se mai implementează, sunt făcute doar cu semnătura primarului. Ori nu avea acest... Eu am mai spus o dată, dar nu e treaba mea să mă sesizez și nici treaba mea să iau măsuri. Sunt alte organe ale statului care vor face lucrul ăsta, dacă vor face treaba lor, dacă nu vor face iar treaba lor. Nu poți să anulezi un proiect, ștergi un proiect, să refuzi un proiect pe care Consiliul Local te-a mandatat doar să-l semnezi și să-l depui. Nu te-a mandatat să-l refuzi. Nu te-a mandatat să-l anulezi. Nu are acel mandat de la Consiliu. Deci acele proiecte trebuia să vină cu ele în Consiliu, pentru că Consiliu trebuia, cel care a aprobat depunerea proiectului, cel care a aprobat semnarea de împuternicirea primarului de comunitate, trebuia să-l împuternicească pe primar și să somneze acea renunțare la proiect. Hai să-l luăm. 5 milioane de euro. Canalul Cama. Da, și sunt multe discuții. Tichie de mărgăritare. Că vezi, Cama. Doamne, acolo să făceau nu știu ce și că nu aveam terenul. Terenul e al primăriei, intabulat la primărie. Deci nu are niciun pic de adevăr, nu există niciun pic de adevăr în tot ceea ce spune. Deci cam, sunt trei proiecte, pentru acolo s-a dat pentru acel proiect. Nu aveți aviz. Vorbim prostii, avem cu cine discuta, om care nu știe noțiunea acelor elemente clare de depunerea unui proiect. De unde să știe că dacă ai pus vreun proiect, n-a depus ca să știe ce înseamnă. Deci 5 milioane de euro, pentru cei 5 milioane de euro a trebuit să ramburseze
la Uniunea Europeană, 170.000 de euro. Sunt în documentele primăriei, în hotărârea de Consiliu, 170.000 de euro. Deci s-au plătit bani din bugetul primăriei ăla sărac să se dea bani înapoi. Avem trei ansambluri de blocuri de anvelopare. Trei ansambluri de blocuri, aproape 30 de blocuri, vreo 70 și ceva de scări, la care a renunțat. Aveam SF-ul făcut cu banii primăriei, aveam PT-ul făcut cu banii primăriei. În 2021 spunea că n-am bani chiar la începutul 2021. A renunțat la ele, a trimis adresă la ADR-ul de renunțare la acele proiecte. Mai există proiectul, deci aici sunt patru până acum. Sumele? 5 milioane și vreo 6 milioane și ceva, aproape 7, proiectul cu acele blocuri. Mai avem un proiect de 3 milioane de euro cu parcul de la Veriga 1, aproape 10 hectare, parcul acela cu obiecte de locuri de joacă din avioane, s-a scris dumneavoastră. Cruce, s-a încheiat, a trimis hârtie la ADR-ul că nu-l mai implementează. Banii pe proiectare, banii pe SF-uri, tot ce s-a cheltuit în perioada aceasta, tot ce s-a plătit, se vor da înapoi. Că asta este, va veni cu buget acum să le dea înapoi, dacă nu i-a și dat. Și ultimul, și cel mai important, și e păcat, pentru că acel proiect s-a semnat în aprilie 2020. Eram în plină pandemie, am semnat cu masca pe față la ADR-ul contractul privind extinderea școlii numărul 4. Exista laboratoare, sală de sport, loc de servi masa, totul era ca o unitate adiacentă. Știți de ce a renunțat la el? Că, cu ghilimele de rigoare, ci că primăria n-ar avea bani să demoleze o magazie, o mărâtă de magazie în spate, ca să pună terenul liber de sarcini și să poată să implementeze. 4 ani, 3 ani jumate acel proiect a trenat, s-au făcut toate studiile, s-au făcut toate hârtiile și s-a renunțat de curând. Există hotărâre, acum am văzut, există hotărâre de Consiliu care spune că toată finanțarea pe credit a acelui proiect, în ultima ședință, se trece pe zona centrală, pe mobilitate urbană zona centrală, coridorul zona centrală, ca să se asigure finanțarea pentru tot ce înseamnă parte de IT, ca să termine până la sfârșitul anului. Deci sunt, domnule primar, sunt 6 proiecte la care ați renunțat. Știți ce este mai rău? Le-a renunțat. Cruce, ce e mort, murit rămâne. Pe care banii aia care se duc? Sunt 14 proiecte pe care le-a făcut Zdrențe. Proiectele de implementare nu le-a terminat până la sfârșitul anului și ce este mai rău, au intrat în defazare pe anul următor. Anul următor, și recunoaște domnul primar. Da, bă, domnul primar a spus că au intrat în fazare. Dacă ne uităm regia, coridor central 1 și 2, dacă vreau să vă uitați, pagina a doua, aia interesează cel mai mult. Deci, se spune, hotărăște, se aprobă implementarea etapei a doua a proiectului modernizare, finanțare, nu știu ce, se aprobă menținerea indicatorilor, rezultatele și obiectivului proiectului, așa cum au fost definite și finanțate în etapa 1, deci nu se modifică nimic, rămân cu acele sume, și 3-ul care este, se aprobă în scopul finalizării integrale a proiectului, susținerea de la bugetul local. 14 proiecte neterminate, suma s-o susține la bugetul local, ce spuneați, mai de mult. Apocalipsa după Anghelescu. Nu întâmplător, domnul Diaconescu, și eu am făcut o trecere și după aia vă las pe dumneavoastră, în revistă a tot ce a însemnat perioada aceasta de tristă amintire. Când a cerut la guvern suma aceea imensă, de 86 de milioane de lei, înseamnă 17 milioane de euro. În situația... N-a primit-o județul. În situația în care guvernul și guvernanții vorbeau de chivertisirea banului. Nebunie. Suma aceea nu era întâmplătoare acolo. Sunt 30 de milioane de lei, aproximativ 6 milioane de euro din suma aceea de 17, reprezintă datoriile care le are primăria în acest moment și foarte frumos le evidențiază. În ședința de Consiliu există o carte albă. Dacă știi să te uiți pe ea și pe cifre, afli multe lucruri. Iar ceea ce trebuia, că țineți minte, după ce l-ați atacat, a ieșit și a spus, domne, este stâmpiți, domne. Eu nu sunt matematică. Nu știți matematică, domnul Diaconescu. Bă, ia-ți bani europeni, domnul Diaconescu. Nu, ia-ți bani europeni pe care nu i-a mai luat anul ăsta și îi vom lua din bugetul local.
a cerut la guvern ca să aibă banii pentru anul viitor când o să-i suporte din bugetul local. Credeți că va avea 11 milioane de euro să-i suporte din bugetul local? Când n-a făcut un proiect. Dom'le, n-a făcut o bancă, un loc de joacă, o parcare, un loc, dom'le, de parcare. Uite, l-am făcut și eu pe ăsta. Am cotcodăcit o vară întreagă, 3 ani de zile și mărgica asta. Uite, asta e mărgica. Asta a putut să fac. Atât s-a putut. Atât s-a putut. Deci vă las pe dumneavoastră de aici încolo. Îmi cer scuze că am făcut așa o trecere, dar efectiv chiar sunt, nu dezamăgit, supărat deja sunt, când vezi că ai muncit 8 ani de zile să aduci 118 milioane de euro în bugetul administrației locale, bani europeni, și vezi că vine după tine cineva care dă cu piciorul cu o nonșalanță și nici nu-l interesează și nici nu va răspunde, că asta e rău. Nu va răspunde decât cu funcția, dacă va răspunde, dacă oamenii vor dori o schimbare sau vor vota încă și vor vota în continuare și vom mai venea încă 4 ani de zile, cam aici este. Ce se întâmplă? Nu mai ne întâlnim cu banii aceștia. Da, da, domnul primar vorbea și a vorbit chiar și în emisiunea de la Realitatea Plus, parcă sau ceva în genul ăsta, despre niște proiecte de vis și de suflet ale domniei sale. Proiectul bungalourilor. Și locuințelor la Custre. Și locuințelor la Custre, pe malul. Un depozit, o chestie mai nouă, n-am auzit-o în ațean, un depozit frigorific de legume și fructe lângă vamă, demolarea garajelor și construirea mai multor locuri de parcare. Cine a fost să stăresc să construiască un loc? A avut proiect, domnul Diaconescu, la blocurile din Oinacu, la Ceuri, în fața la Ceuri, da. A avut proiectul făcut. SF-ul a aprobat indicatorii să se facă o baterie de locuri de joacă. De locuri de joacă, de parcare. Da. Deci era... Nu s-a mai făcut licitația. Deci era în faza în care s-a aprobat indicatorul, urmea să facă procedura de licitație a celor. Au venit, s-au oprit toate lucrările acolo. Deci ai avut proiect. A avut tot ce-i trebuie. Mai a avut proiect la 60 Vamă. La A5 și cred că 3 pe acolo, 3-5 în zona aceea. Mai era exact în spate o platformă în care trebuia să mai facă locuri de joacă. Nu erau multe locuri de joacă, locuri de parcare. Cred că erau vreo 15-17 locuri de parcare. Deci a avut ce vreo. Nu putea. Dacă anul ăsta, domnul Diaconescu, este, cred că, memorabil, poate să fie trecut în documentele, în analele administrațiilor locale. Este singura primărie din cele 3500 și comune, și sate, și orașe, și tot, care n-are buget de investiție. Are buget de investiție zero. Zero buget de investiție. Bă, păi iei banii de la populație, mărești taxele. Ai mărit cu 22%, ai mai mărit cu 15%. Ai luat banii pe parcări cu 2 ani înainte. Mai iei iar cu 2 ani înainte. Mă, strângi banii și nu faci un loc de parcare? Mă, un loc de parcare. Da, nu mai mult. Ne amenință cu garajele din 2020. Să merge la anul numare. Deci, domnul Diaconescu, suntem aici. O să așteptăm luna ianuarie care să ne spună care este cifra exactă a banilor pe care primăria locală trebuie să-i prevadă în buget. Nu te joci cu fondurile europene când ai defazat ca la anul să n-ai în buget trecută suma. Trebuie să te obliga să o treci. 11 milioane de euro este exact bugetul de venituri proprii ale primăriei. Adică tot ce încasează de la cei pe un an de zile. Deci tot ce vine. Mai vin cote defalcate TVA și cotele din impozit în care trebuie să susții. Eu sunt ferm convins, suntem aici. În ianuarie, când se va prezenta bugetul de venituri și cheltuieli, o să vedeți că îți prezintă bugetul șchiop, fără surse. Adică vor avea surse decât 3 luni. De ce? Vine acest balast, proiectele europene, care nu le-a terminat ca să ia bani europeni nu a fost finalizat și ești obligat să le asiguri surse. Nu discutăm de bani, noi discutăm de surse. Asta înseamnă că toate banii din impozite și taxe locale trebuie să-i duci ca lucrări în continuare la aceste. Deci, practic, să înțeleg și eu, să înțeleagă și cei care ne privesc, practic, nu se mai primesc bani de la UE pentru continuare. La 31 decembrie s-a încheiat. Deci trebuie continuate pe bani. La 31 decembrie s-a pus și deja mormânt, s-a pus și pământul pe mormânt, s-a încheiat. S-au pus coroanele, s-au pus tot. De la anul, ați observat, domnul primar ne spune. Da, spune acolo. Clar spune. Se aprobă în scopul finalizării, integrarea proiectului, susținerea de la bugetul local a cheltuielilor necesare.
doamna Sândulescu a întrebat, domnule primar, care este acea sumă? Că noi aprobăm. Și a zis, da, n-avem de unde să știm, că mai avem o lună în care trebuie să decontăm, încasăm, plătim și nu putem să știm exact cât care este suma efectivă. Știți ce va zice? Guvernul, s-a întâmplat pandemie, s-a întâmplat nebunia de noastră, guvernul să ne dea bani. Da. Dacă credeți dumneavoastră că guvernul va plăti incompetența, mă mir, dar nu cred. Pentru că cei din țară, observ și eu, s-au dus toți la premiile Galei Adereu, Sud Muntenia. S-au premiat. Păi cu ce să te duci? Cu proiecte neterminate? Păi au terminat, au tăiat panglica, au inaugurat. Peste toți, mă uit și eu, mă uit județele din ADR, mă duc, mă uit la Telorman, mă uit la Târgoviște, Dâmbovița, da? Târgoviște, mă uit la municipiul. Chiar și Călărașul. Călărașul, da. Da, vorbim și de Călăraș. Spune aici cineva, pentru că s-au activat postacii, și spune Sârbu Octavian, din 60 de urmăritori, 40 sunt conturi false puse de Anghelescu să facă circ. Într-adevăr fac circ aici. Diana Costache, unul din conturile fără poză, fără nimic, întreabă, domnul Barbu, dumneavoastră câte proiecte ați moștenit de la domnul Lucian Iliescu? Zero. Ce spuneți? Zero. Un singur proiect pe care l-am reactivat. Nu am avut transfrontalier. Nici ăla transfrontalier a trebuit să merg la bulgar pentru că îl pusese. Bulgarii au fost, dacă au văzut că cei de la Giurgiu nu doresc să facă proiecte europene, Lucian Iliescu luase un credit de 17 milioane de euro și lucra pe credit, nu lucra pe bani europeni. Și la momentul respectiv era în pericol să nu se termine. Drept urmare am fost, am discutat cu primarul Stoilov și presa vremii puteți să găsiți informațiile acestea. Am reactivat, pentru că Lucian Iliescu a fost supărat că Giurgiu n-a avut decât 1.200.000 de euro și Bulgaria au luat 6,8. Și atunci a zis, ne-a dat atât de puțin bani, nu mai fac deloc și nu o să-l faceți nici voi. L-am reactivat, Lili Ganceva știe bine, pentru că Lili Ganceva a intermediat. Da. Și a tras de el, știu. Și am tras de el să-l termin, pentru că termenul era 2014. Toamna târziu, da. Da, prima firmă a intrat în faliment, a trebuit să-l scoatem din nou. A fost o întreagă nebunie, crescuseră prețurile, deci l-am terminat. La trotuare cu firme din Giurgiu. Da, sub antrepriză, constructorul a luat firme din Giurgiu și s-au terminat. Dar l-am terminat. Pentru că aveam echipă atunci și lucram. Era și domnul Vladu, era și domnul Liviu Popazu, Dumnezeu să-l odihnească, să ocupau fiecare de bucățica lui, stăteam pe șantier toată ziua și domnul Vladu, ți-l minte pe acel proiect, chiar ne-am impresionat că pierdeam bani. Pierdeam noi, dar pierdeau și bulgarii. Și urma să depunem noile proiecte. Oricum să te așezi la masă când tu iei încurcat cu 6.800.000 de euro. Da. Deci, doamnă, stimată doamnă, cont fals sau cont adevărat este ceea ce doriți? Zero proiecte. Zero. Da. Și un credit care îl moștenește și Anghelescu, un credit de 17 milioane de euro care am tras de el de unde se poate. Da. Bine, dumneavoastră l-ați scumpat la un moment dat? Sau Nu. M-am dus și l-am schimbat în moneda națională. Am vorbit la bancă și l-am transformat în lei, pentru că hai, domnule, încasăm lei, plătim lei, nu că mai țin și diferență de curs valutar și diferență de, marjă de curs valutar, aveam o groază. Și am zis, hai să-l facem în lei. Și am avut și este și acum, că e pe aceleași condiții, 0,8% pentru cei care iau credite acum, este robor plus 0,8%. Mai bine de atât. Și roborul era 0,8, 0,9 atunci, 0,7. Deci asta e datoria care ați moștenit-o, da? Creditul și ați mai moștenit datorii? Deci, că nu v-am auzit să vă plângeți. Dacă mai țineți minte în conferința de presă, noi cei din presă, aștepta sânge atunci. Domnule, chiar nu spui nimic de Iliescu. Chiar nu știi nimic. Cum ați găsit primăria? Nu m-a interesat. Ce a fost nelegal, le-au descoperit alții. Cine trebuia să le descopere? Persoane avizate, abilitate și în măsură să verifice acele documente. Ce am găsit financiar a fost că în 2012 n-am putut să fac nimic. Nici măcar să cumpăr un ac. Aveam amanetat tot. Aveam datorii de plătit. Bugetul era la... Deci ca să vă dați seama de diferențe... Indemnizațiile pentru persoane cu handicap în urmă cu mai mult de jumătate. 9 luni nu se dăduseră indemnizațiile. Și le-am promis atunci că până la sfârșitul anului le plătesc și le-am plătit. Din banii primăriei, din ce a fost. Am zis, oamenii ăia n-au nicio vină. Țineți minte că
câte două luni, da. Țin minte că ultimele două facturi mi le-a dat guvernul Ponta la vremea respectivă și a zis la sfârșitul anului ne-au dat în rectificare să plătim la zi toate. Dar mi-am luat angajamentul lună de lună să le plătesc salariul de bază și încă o lună de urmă, și încă o lună, ca până la sfârșitul. Nu mai spun câte am avut. Dar de ce interesa pe oameni ce am găsit eu în primărie? Pe oameni interesau pentru că au venit covârșitori la vot să fac ceva pentru oraș, că da, au făcut schimbare, nu să mă vaid, nu să mă plâng ca o țață la marginea drumului, că mamă ce rău mi-e, trebuie să-mi pun cenușa în cap și au ce m-a lăsat ăsta. Știam la ce mă bag, fusesem consilier local, știam să citesc, nu printre rânduri, să citesc rândurile întregi așa și nici pe diagonală. Știam să citesc bugetul, știam să văd care sunt problemele, dar nu m-a obligat vorba soției să nu te aud că te vaiți. Că nu te-a obligat nimeni să te duci acolo, nu te-a împins nimeni în față. A fost dorința ta și de aici încolo pune mâna și fă treabă că asta este. N-ai să, vii, să te vaiți într-una. Și dreptul mai de-aia nu m-am văitat. Nu m-a interesat. Mi-am văzut drumul înainte, mi-am stabilit targetul, aveam contractul atunci cu cetățeanul și am spus ce trebuie să fac în prima lună? Asta, aici o fac pe aia. Ce trebuie să fac în a doua? Asta. Ce să fac în trei luni? Asta. Ce trebuie să fac în șase luni? Asta era programul meu. Nu să ies în față și zic, oamenii știu lucrul ăsta. În 2020-2021 chiar și acum aud aceeași, văd aceeași tăvăleală a actualului primar în piața publică. Corul bocitoarelor. Graua moștenire, ce datorii imense ați lăsat? Și am niște declarații cu în decursul timpului prin la diferite televiziuni cu ce datorii ați lăsat dumneavoastră și aș vrea cele trei filmulețe unul după altul așa. Eu trebuie să găsesc soluții, de-aia m-ați ales, ca să găsesc soluții și dintr-o gaură de aproximativ 50 de milioane de euro, care înseamnă bugetul total al primăriei, toate impozitele fiscale și nefiscale, pe aproximativ 4 ani de zile, să inițiez o procedură de ajutor de stat, fiindcă numai așa, în momentul acesta, nu putem vorbi de modernizare și de dezvoltare, vorbim de supraviețuire. Este surprinzător pentru mine că nu s-a știut de situația economică financiară de către fostul Consiliu Local. A fost o practică de cel puțin 20 de ani ca să nu, să nu se piardă nicio informație de natură financiară și spre surprinderea mea și spre surprinderea întregului grup al consilierilor locali a fost faptul că avem executări silite de aproximativ 83 de miliarde de lei plus datorii cumulative de 300 de miliarde. Primam acuze sau laude că eu am primit bani de la Guvernul României. Asta nu face decât să recunoască fosta administrație că ne primim bani. S-au acumulat aproximativ 1000 de miliarde pe care mi le-a lăsat mie moștenit. Așadar, 300 de miliarde, 1000 de miliarde, 50 de milioane de euro. Și declarațiile sunt făcute așa. Prima declarație cu 50 de milioane de euro e în 18 februarie 2021. A doua declarație cu 300 de miliarde datorie plus 83 de miliarde alte datorii în 20 ianuarie 2021. Și în 8 octombrie 2021 e cea cu 1000 de miliarde. Nu găsea suma. Pentru că în 2021, la sfârșitul octombrie, parcă sfârșitul octombrie, 23 octombrie, țin minte, a apărut pe site-ul primăriei că au găsit datoriile, 240 de miliarde. Da, 24 de milioane de lei. Eu vă spuneam, eu înțeleg că nu e economist, nu stăpânește cifrele. Îi scap așa, da, e o echipă, îi le scapă. Dacă ăla îți dă hârtia și tu vorbești prostii, o iei pe arătură, poate să fie echipa aia în spatele tău cât o-i vrea. Dacă tu ce ai în cap aia transmit, în gușă și în căpușă. Cum poți să spui 50... Dom'le, omul ăsta cred că nu știe cum să pună punctulețele la zerouri. 50 de milioane de euro datorie înseamnă în banii vechi, poate nu înțelege omul, da. În banii vechi înseamnă 2500 de miliarde. Vine și spune că mai sunt, că a găsit 1000 de miliarde. Deci 2500 de miliarde e imens. E o sumă care primăria, exact ce a spus, e bugetul primăriei pe 4 ani. Da. Cum poți să gândești că ai rămas cu datorie când... Dar omul care nu are carte sau omul care nu are experiență, care nu are această înțelegere a cifrelor, da.
Crede. Ia auzi, bă, ce dă bani. Ia auzi, miliardele astea să plimbă în gură așa, miliarde. Ne-a adus la sapă. Ca suma exactă, da, ca suma exactă să fie exact 24 de milioane. 240 de miliarde în bani vechi. Dacă o discutăm cu care vrem. Că aici a făcut o bălmășoară că nici nu mai știi care-s vechi și care-s noi. Da, da, da. Dar aia cu 50 de milioane de euro, aia n-are cum să fie în vechi sau în noi, că clar, nu poți să-și, domnule, am greșit-o, că n-am scăzut 40 ori. Și aia cu 1000 de miliarde. Și e la fel. Și aia 2500, asta e mai rea. Da. Deci, 200. Din care, la 3 luni de zile, după ce a preluat mandatul, există hotărârea, că până la urmă documentele vorbesc, materialul clientului, documentele pe care poți să bați tu câmpul și arătura cât o-i vrea, prin noroaie, prin nu știu ce, să spui prostii. Documentele. Te scot sau te bagă? Aici, asta e de când lumea și pământul. Este hotărârea numărul 7 din 2021, din ianuarie, în care ești obligat în primele 9 zile ale anului să aprobi excedentul sau deficitul bugetar. Da. E obligatoriu. Da. E lege. Deci prima hotărâre, prima ședință de Consiliu trebuie să o faci imediat după anul nou. Că asta este. Îți dă direcția economică repede situațiile și vii. Vine și anunță că din apocalipsa aia lui Barbu de 2500 de miliarde, de 1000 de miliarde, de 300 de milioane, de nu știu ce, avem excedent bugetar. Da. De 12 milioane. Adică din 24, domnule primar, care au fost datorii, între timp, ceea ce spuneam eu când am scos-o în octombrie, da, am scos o situație. Pe 15 octombrie. Da, am scos situația. O situație cu datoriile și le-am trecut pe toate. Cum sunt? Și arătam clar că sunt 240 de miliarde bani vechi, 24 de milioane bani noi. Deci din 24 de milioane bani noi, vii și declar că ți-au rămas la sfârșitul anului neconsumați 12,5 milioane bani noi. Adică jumătate. Și am explicat acolo de unde vin banii ăștia. Banii ăștia vin odată din sumele pe care noi le-am achitat către firmele care lucrau pe fonduri europene și s-au întors banii de la Uniunea Europeană. De unde au mai intrat? Acolo au intrat 4 milioane și ceva de la Strabag și au mai intrat vreo 3 milioane de la cei de la asta, cum îi spune, de la Șoseaua Slobozii, Șoseaua Alexandrii. Și au mai venit după aceea încă 5 milioane, cred că tot Strabagul, discutam cu cineva și a zis că nu, că am avut două facturi la Strabag și ne-au intrat până la sfârșitul anului și aceea două factura, rambursarea cererea de plată care au făcut să-și trebuia să ne intre banii europeni. Deci, să te vaiți că ai prins 24 de milioane, dar tu să vii la începutul anului și să-ți rămână în cont 12. Deci mie niciodată nu-mi rămâneau banii în cont excedent. Cheltuiam până la sfârșitul anului tot, pentru că aveam acele datorii. El n-a plătit nimic, a zis, nu avem bani, nu plătim. Și s-a trezit la sfârșitul anului cu purcoiul de bani, pe care n-a mai putut să plătească datoriile. Că legea spune clar, legea bugetului. Excedentul bugetar se poate, din excedent bugetar poți să plătești doar investiții doar în anul următor. Da. N-ai voie să plătești arierate, n-ai voie să plătești... Trebuia să plătești până la 31 decembrie. Dar la 31 decembrie, eu știu unde să fui prin bani, n-au făcut plățe. Am găsit 4.170 pentru TNT, programul TNT, Interreg TNT, 1.580.000 pentru POR, anvelopare 6 anvelopare, blocuri, da, știam că mai și 2.530.000 pentru POR AXA 41, mobilitate urbană, șoseaua Alexandriei. Da, ăsta erau. În total, 8.280.000. Până la 12 au mai fost încasările pe sfârșit de an. Să nu faci cheltuieli, să nu faci nimic, să spui că n-ai bani. Întreg, nu te pricepi. Bă, dar când ți-ai pus viceprimarul ăla, pune-l bă să uite în hârtii. Cheamă-mă directorul direcției economice, că e un om competent în primărie. Am găsit-o în primărie, am moștenit-o, cum să spune, și am păstrat-o. Am păstrat valorile care au fost în primărie. Pe Cristi Treștar, am păstrat pe toți care au fost buni. Am zis de la început, când am venit în primărie, n-am nicio problemă cu nimeni. 6 luni de zile lucrăm împreună. Dacă vreți să lucrați cu mine împreună pe stilul meu, mergem împreună până la capăt. Nu vreți să lucrați, vă vedeți de drumul vostru. Și am păstrat toți oamenii, pentru că sunt oameni buni. Șefii vin și pleacă, oamenii ăia rămân și ăia muncesc în primărie, ăia țin primărie. Da. Mă mai distrez citind comentariile. Da. Da. Între timp, în 2020 și 2021, primăria a primit o grămadă de bani. Bani pe care în două mandate nu i-a primit Nicolae Barbu. Și tot de la primărie, că de-aia spun cu materialul clientului, tot de la primărie avem aici un raport al
domnului Anghelescu și în care spune ce sume au fost primite și spune pe UG 2201 în 23-11-2020 a primit 50 de miliarde. Pe HG 1040 în 4-12-2020 a mai primit 5 milioane de lei noi, deci 50 de miliarde. Pe HG 1044 în 4-12 a mai primit 47 de miliarde bani pentru plata însoțitorilor persoanelor cu handicap. În 17-12 a mai primit 20 de miliarde cheltuieli de funcționare. Pe HG 1100. În 25 martie 2021 a primit 70 de miliarde. 7 milioane pentru ăsta. Ăsta e proiectul care știam de el. Da, știam că a venit în martie. După aprobarea bugetului de stat, imediat s-au făcut plățile, pentru că nu au fost bani la sfârșitul anului să se plătească. Uh-huh. Era gunoiul rosal. Documentele fuseseră făcute în vara lui 2020, pentru că nu eram, făceam parte din arcul guvernamental. Nu mi s-a aprobat. S-au pierdut la vremea respectivă și pentru faptul că a fost domnul Motreanu s-a dus la Ministerul Finanțelor și a cerut, pentru că la vremea respectivă trebuia să mi dea mie și dacă mi dădea mie arătam... S-a pus frâne politice și n-am primit. Asta în 6-8-2021, 50 de miliarde cheltuieli curente și de capital. În 11-11-2021, 37 de miliarde sume defalcate în TVA pentru agentul termic. Și în luna 12-2021, încă 50 de miliarde din fondul de rezervă pentru plăți restante și arierate. Total de 375 de miliarde de lei în deci a avut 24. Într-un an, da, să zicem. A avut 24 de milioane. A rămas cu 12, că s-au întors bani. A mai rămas cu 12 și mai primește 30 și ceva de milioane. 37 de milioane. Deci a avut un excedent imens. Da, și... păi a ieșit cu excedent și în 2021. Și în 2021 a ieșit cu excedent. Da. Și ne vă uităm că nu avem bani. Banii au fost, domnule primar, trebuie să știi și unde să-i cauți și cum să-i folosești. Și aproape că s-au dublat datoriile în acest moment, dacă nu chiar mai mult. Păi de la mine a moștenit 24 de milioane, din care 12 i-a avut. Uitați, a rămas cu excedent. Da. Iar în acest moment... Există acea cerere absurdă, am văzut-o că a scris-o voi. Da. Păi mi se pare absurdă. Da, vă rog să o postați dacă se poate. În care primăria cere... Da, mi-a plăcut cum ați notat-o și am notat-o și-o tot, cerere absurdă. Deci primăria, cu subiect și predicat, cere prefectului ca să fie alocate din fondul de rezervă 86 de milioane... Nu, 86... Că nu înțeleg bine, de milioane, 86 de mii de lei, 86 de milioane de lei, 860 de miliarde de lei, 860 de miliarde, pentru asigurarea surselor de finanțare necesare acoperirii cheltuielilor bugetare pe anul 2023, pentru care nu există surse de finanțare din venituri proprii. Deci, cu mânuța domnului că e semnat de domnul primar... Da, și pagina a doua. Da. Nu, păi ați o să luăm. Cu mânuța dânsului spune că îi trebuiesc 86 de milioane, adică îi trebuiesc 17 milioane de euro ca să facă cheltuieli, să acopere cheltuielile pentru care nu au surse. Deci au făcut cheltuieli și nu au surse. Și aici spune, Direcția Programe Europene Anexa 1 îi trebuie 55 de milioane de lei, adică 11 milioane de euro. Pentru servicii publice îi trebuie 10 milioane, adică 100 de miliarde, pentru direcția tehnică 120 de miliarde, urbanismul 4 miliarde, total aparat de asta 82. Și apoi, asistență socială îi trebuie 30 de miliarde, poliția locală puțin, 100, centru cultural, nu știu ce. Total direcții 33 de miliarde. Adunat 86. Păi dacă din 86 scădem 55... Rămânem cu 31 de milioane, adică 310 miliarde datorii în momentul ăsta ale primării, pentru care nu există surse de finanțare, că n-am scris eu. Deci au scris. Au spus, pentru acoperirea cheltuielilor bugetare pe anul 2023, pentru care nu există surse de finanțare. Asta înseamnă că sunt cheltuieli făcute, pentru care nu există surse, n-au bani. Adică preiei de la Barbu 24 de milioane, din care 12 ai excedent, deci 12 îți vin înapoi, mai rămâi cu 12
Și tu în 3 ani de zile, fără să faci o investiție din banii primăriei, fără să ai buget de investiție, fără să faci un loc de joacă, un loc de parcare, fără să repari o școală, fără să le dai la școală, că au văzut și nebunii aia, că au făcut copiii vânzare de produse ca să se asigure la 1, ca să se asigure, cum se funcționarea. E o mizerie, o mizerie, nici nu pot să spui mai mult. Și vii după 3 ani jumate și spui că ai o gaură de 30 de miliarde. Din care încă 11 proiecte europene. Astea 11 vor veni la anul. Da, astea, așa cum a spus, eu n-am știut, am crezut că încă trebuie să pună banii și după aceea îi primește de la dacă se defazează proiectul. S-a terminat, dacă se defazează, deci, s-a defazat, exercițiul bugetar s-a terminat. Acum 2 ani de zile transmiteam această temere și le spuneam, fraților, terminați proiectele că pierdeți banii. Și ce spuneau? Nu, că am făcut noi cerere și o să ne mai lase un an pe noi, Uniunea Europeană. Bă, zic, vă mai lasă un an, dar nu vă mai dă bani. Plătiți voi banii. Nu, că o să plătească Uniunea Europeană, o să plătească statul. De unde îți plătească statul? Credeți dumneavoastră că va primi primarul Anghelescu anul viitor de la un buget, de la un guvern cu 5 campanii electorale, cu o gaură în bugetul de stat imensă, cu o sabie a lui Damocles de la Uniunea Europeană să păstreze în indicatoria stabiliți prin PNRR, cu riscul de a pierde bani din PNRR dacă nu își fac țintele acestea și acele, astea, cum îi spune, jaloane. Credeți că va primi bani? Păi a primit, ca toate primăriile acolo la rectificare, 1 milion, 10 miliarde. Și a zis, nici n-am nevoie de bani, ce mai mi dați. Domnul Mătreanu, pentru că, din punctul ăsta de vedere, nu știu, a rămas cu o slăbiciune pe municipiul Giurgiu, îi mai dă 1 milion. Și îmi zice, puteți să-i țineți acasă, mie îmi trebuie 86 de milioane. E dacă îmi primeam eu bani, eu îi pup bani, băgam în traiță la Bădălău, dar Bădălău mi-ți ia pai mei și dădea la comune. Da, da. Lasă, bă, n-ai, că tu ai, bă, ăștia n-au, bă, hai să le dăm la ăștia. Deci, da. E, apocalipsa va fi de la anul, domnul. Da, va și, asta din cauza celor două mandate ale dumneavoastră. Că l-am lăsat cu proiecte multe. L-ați lăsat cu proiecte multe și cu... așa scriu ăștia pe aici, conturile false. Și cu... știu eu, și cu o năpastă pe cap. Și aș vrea... Păi la năpasta, dacă nu o punea apa acum, mai dărează de 400.000 de euro. Și era penal, că banii ăștia nu se pierd așa iurea. Bugetul local e buget local, e banul primăriei, dar este al cetățeanului administrat de primărie. Nu da. E banul nici al primarului. Vezi, da. mai avem un filmuleț, e vorba despre ce s-a întâmplat la Călăraș, au lansat la apă o altă năpastă și ei și rog regie. Tu ai dat 400.000 de euro pe embarcațiunea asta. Da. Bun. De ce 400.000 de euro? I se pare domnului Anghelescu o sumă mare. Da, am văzut și eu materialul. V-am zis că fiind în grupul AMR-ului, primesc cel puțin pe ADR Sud-Muntenia, primesc ce s-a mai realizat în toate proiectele care s-au realizat. Fiecare se laudă cu proiectele și le face publicitate și ok. Am văzut că Consiliul Județean, că mi se pare că e proiectul Consiliului Județean la Călăraș. De 6 milioane de euro e proiectul. Pe total. Pe total. Pe total. Pe total. Și da. 1 milion de euro a costat acel autobuz plutitor. Da. 4,57 de milioane de lei. Aproape. Că vă spun de ce. Este 1 milion de euro decontat la suma de... paritatea când s-a depus proiectul. Da, da. Că același lucru și la noi. Să știți că proiectele europene se decontează de Uniunea Europeană la 4,5, nu la 5 lei cât e euro acum. Deci noi mai pierdem 10% din cursul valutar, diferența de curs. Decontăm constructorului la 5 lei sau 4,92 euro, dar dincolo ne ducem și încasăm de la Uniunea Europeană la 4,57. Da, 4,57 a fost proiect de până. 1 milion de euro. E 1 milion de euro. Adică cei de la Călăraș dau pe un autobuz plutitor. Care nu își va face treaba, pentru că la Bulgar, la Silistra, nu e rampă pentru autobuzul. Nu numai asta, dar să nu confundăm.
Dunărea de la Călăraș, care e o dună liniștită, pentru că intră pe teritoriul românesc și e liniștită în zona respectivă, cu Dunărea de la Giurgiu. Și lată și unde îl duci, unde treci. Deci și nu ne trebuia, nu era. Deci cei de la Călăraș, nu li se pare, celor de la Călăraș, nu li se pare scump un milion de euro ca dat pe un autobuz plutitor pe care îl vor folosi foarte puțin, e doar noutatea. Dar n-a făcut presa de acolo, n-a făcut deloc scandal, da. N-am văzut. Și aici 400 de mii costă o embarcațiune de 28 de locuri, cu toate autorizațiile, cu tot ce trebuie, modern, făcută din aluminiu, deci nu făcută din fibră, pentru că a fost o condiție atunci. Dom'le, nu, era riscul mare să intrăm pe asta. 400 de mii. Păi ce să spun de fostul primar că a cumpărat nava Valahia cu vreo 70-80 de mii de euro și a mai băgat vreo 100 și ceva de mii să o repare când a adus-o aici. Da, da. Și era, că n-am găsit-o, nu mergea nimic. Era o navă veche, urâtă, da. Deci despre ce vorbim? Plus că a fost o licitație publică, de-abia am găsit un constructor. Pentru că prețul era subevaluat, veniseră niște majorări de prețuri și toată lumea aici, dumne, s-a scumpit aluminiu, s-a scumpit aia și nu știu ce, dar până la urmă a făcut-o. A terminat-o și a făcut-o, pentru că și-a luat măsură. N-a mai făcut-o în șantierul naval, a făcut-o într-un șantier privat și costurile au fost mai mici. Da, dar să vii după 3 ani de zile și să anunți cu enfază, astăzi a fost lansat la apă. Păi sunt murtușa cu 3 ani de zile ce fuse. Când ne dusărăm toți din aprilie și ne-am plimbat pe Dunăre. Am și declarația din aprilie când spune că de Sfântul Gheorghe giurgiuvenii se vor plimba în același an. Adică în două săptămâni, da. Se vor plimba cu... Auziți? Da. La minciunile alea mari ce mai contau minciunii cu mică așa. De două săptămâni care au fost 2 ani jumate. Da. Dar mă vedeam ce bucurie era pe sufletul lor când mergeau cu toată presa pe Dunăre. Iau ce frumos ce suntem noi, ce am făcut noi. Da, nu aveți niciun merit la proiectele astea. V-a invitat, nu v-a invitat, nu? A, deci nu. Am fost primată. Da. Primată am fost la inaugurare și așa era corect. Da. Îi văd cum își fac poze pe stradă. Domnul Iaconescu, sunt aceste proiecte 14 care... A ajuns să-și facă poze la proiectele care n-au nicio legătură cu municipalitatea. La magazine, la... Să-și facă poze. Problema este că noi avem, și vreau să întreci hotărârile acestea de defazare a tuturor proiectelor, nu vrem să trecem așa repede pe defazarea proiectelor, pentru că ăsta va fi ce pietroi, va fi bolovanul mare de gâtul municipalității. Deci la anul... În colaps. Ce spunea cu 3 ani de zile că o bag în faliment, intră sigur la anul. Eu vă spun, intră sigur la anul. Primăria? Bineînțeles. Deci, uitați-vă aici. Înseamnă că pocta ce a poftit încă din 2020 se va împlini. Trebuie să știi niște reguli în finanțarea și în atragerea de fonduri europene. Uniunea Europeană e ok, nu spune multe condiții. Toată lumea a zis, așa ne-a zis Uniunea Europeană. Nu, noi am fost proști. Noi am stabilit în ghidurile noastre tâmpeniile astea. Unii europeni a zis, faceți-vă ghidul. Noi am făcut ghidul și ne-am scu el. Și acum țipăm că Uniunea Europeană nu e în regulă. Păi bă, a făcut ea un ghidul sau l-ai făcut tu? Tu ai făcut ghidul, tu ai dat banii, tu ai finanțat, tu ai terminat lucrările sau nu le-ai terminat? Ce faci în anul următor? Deci vreau să treceți acele proiecte, doar să ruleze dacă se poate. Da, tabelele. Doar tabelele să ruleze. Sunt denumirile de hotărâri de Consiliu. Cum v-am explicat pe aceea cu defazarea, cu susținerea, așa sunt toate acestea. Sunt 14 proiecte europene. Le luăm pe fiecare să le spunem că toate 14 sunt defazate. Da. Deci să nu termini în 3 ani de zile, măcar unul. Unul mic, unul mititel acolo, care au fost și mai mici. Să nu termini în 3 ani de zile lucrul ăsta și să le defazezi pe toate. Păi avem siturile, avem cetatea, primul este aprobarea cetății lui Mircea, defazat. Reabilitarea, dotarea, grădinița numărul 3, nu se termină, se lucrează la ea și proiectul este aprobat, finanțarea în 2019, în 2020 am scos la licitație și am semnat în 2020, eu am semnat contractul de finanțare, contractul de atribuire. Deci au trecut 3 ani și ceva, o grădiniță mică, un proiect de câteva sute de mii de euro, ceva de genul ăsta. O grădiniță mică, o casă, domnule. În 3 ani de zile să nu o trebuie. O casă este. Și o casă e mai mare. Infrastructura șoseaua Alexandriei. Domnul Diaconescu, proiectul ăsta e făcut de mine în 2014-2015.
am venit până 2016, s-au finalizat cu tot ce este, l-am legat de un proiect al Consiliului Județean. Consiliul Județean cu drumul ei făcuse drumul spre Gogoșari și eu am făcut bucățile stânga-dreapta. Am mai făcut încă, am lărgit-o, am mai făcut tot pe banii primăriei. A venit-o după aia și a zis, toate proiectele care au început în 2014, pe exercițiu financiar, și care nu au, noi aveam credit pe el, și care nu au finanțare, să le treacă ca proiecte ale exercițiului financiar. Și le dăm bani. Le-am trecut ca proiect și ne-au dat banii. Ne-au dat banii înapoi, exact ce vă spuneam, că au luat 2,7 milioane de lei, i-a încasat în decembrie 2020. În noiembrie-decembrie. Vă spuneam că am încasat de la Alexandre. Da, am încasat banii aceștia. Deci ne-au dat banii pe ce am lucrat, ne-a dat banii înapoi, noi avusesem credit pe el. Ne-a dat banii înapoi. Proiectul acesta și ce mai trebuia făcut? Deci din 2020, domnul Diaconescu, să se facă niște trasări de parcări și să se pune popiși din aceștia pe unde e trecerea de biciclete. Atât! Chestie de 100 și ceva de mii de euro, 150 de mii, 200 de mii de euro, atât mai era. Rest de executat. Dom'le, în 3 ani de zile să nu închizi proiectul ăsta. Dom'le, în 3 ani de zile să nu închizi 200 de mii de euro. Pune-i mă de la tine și dă-i drumul la Uniunea Europeană și vine și ți-a dat înapoi. Șoseaua Alexandre, deci nici ăsta nu-i terminat. Zona, mobilizarea infrastructurii de transport, zona estică, mobilizarea infrastructurii, zona vestică, mobilizare zona estică. După aia, intervenție la ansamblu 5 de blocuri. Ăsta e consemnat de mine în 2018. S-a lucrat 19-20 și era 90% terminat. Mai aveau, ei de făcut pe acolo, hârtii, anvelopare, certificate energetice. Ne termina și ăsta. Și pe ăsta îl trece anul următor. Școala numărul 3 arondată. Proiect depus de mine, proiect care tot lucrează la el acum. SDL-ul. Ăsta este belaua cea mai mare. Hai că mai discutăm și de ăsta, cum îi spune, că am intrat la SDL-ul. Casa Tineretului. Proiect pe două axe. Domnul Diaconescu. Nici trotuarele nu le-au terminat. Aici e crimă. Pentru că proiectul ăsta a avut așa, a avut 3 milioane pe axa 9 și 4 milioane pe axa 3. Axa 3 era axă de eficiență energetică și nu știu ce, axa 9 era socială. El a fost un proiect din două axe. S-a luat o bandă și de acolo și de acolo, trebuia să îndeplinești și condiții de construcție și condiții de utilitate ulterioară. Plus că îți dădea și bani să folosești mai departe. Aici nu s-a terminat. Deci avem 3 milioane jumate pe partea de construcție Casa Tineretului. Mai avem până la 5 milioane, 1 milion jumate, Rudariu, trotuarele din Rudari. S-au apucat acum, am văzut că lucrează la trotuare. Da, am văzut că lucrează. Am văzut după. Pierdea banii și acolo. Da. Are tartan, un teren de sport la școala 6 și la liceu economic în spate. Are grădinița 4, s-a terminat. Și mai era un loc de joacă lângă Casa Tineretului. Astea erau pe cele 5 milioane. 2 milioane sunt pe soft, adică pe... și mi se pare că este în proiectul acesta infogrupul, dacă nu mă înșel. Infogrupul e, da. Da. Și are pregătire personală, cursuri de calificare, de recalificare, organizarea de spectacole, de petrecerea timpului, de eveniment, de nu știu ce. 2 milioane de euro. Nu s-a cheltuit un leu de ăla. Pentru că nu poți să faci ceva care n-ai clădirea. Deci ne trebuie să avem două de acolo, clădirea n-a terminat, a lucrat decât foarte puțin. Am înțeles eu greșit, era acolo și un cabinet stomatologic. Pentru... Avea tot în interior. Da, deci, da, da, în interior. Da, el, în interior sunt multe dotări, cu săli, de sală de cinema. Bine, noi am trecut o sală de conferință, de expuneri, de pregătire, nu puteam să trec sală de cinema. Da, după trei ani de zile faci sală de sport, jos, frumoasă. Ați intrat vreodată acolo? Nu, n-am intrat. Uite, vă invit o dată să intrați să vedeți o frumusețe de clădire. În interior nici nu-ți dai seama, de afară zici că e un gigant. În interior e un gigant. Cu e o frumusețe. Așa moare. Pentru că până acum nu s-au cheltuit 1,5 milioane din cele 7. Hai să zic două, nu, două sunt mult. Hai să zic două. 2 milioane. Deci 5 milioane vin de acolo care trebuie să-i pună primăria. Altfel trebuie să-i dea pe ăștia 2,5 înapoi care i-a primit. Deci Casa Tineretului este o piatră de moară. Plus că trebuie susținută 3 ani după aia. Da, da, da. Cu tot ce înseamnă. SDL-ul cu nu știu ce. Ion Barbu și școala. S-a învelopează. Am văzut că se lucrează. Au prins câțiva constructori buni să lucrează. Ansamblu 4 de blocuri de anvelopat. La fel. A fost 3, 4 și 5.
Nu-ți terminate, începute după vremea mea. Nu știu ce-or făcut pe ele, de ce nu le-a terminat? M-am văzut că pe undeva, pe la pasarelă, pe la asta, pe la CF-uri, pe acolo încă să mai lucrează. Sfinții Brâncoveni, școala 6, la fel, să lucrează. Lucrări, ansamblu 3, liceul Nicolae Cartojan. Deci, 14 proiecte europene sunt defazate. O să aflăm prețurile și tot la ele. Problema e că trebuie să terminate. Nu poți să o mai dai cotită că trebuie să-mi dea guvernul. Nu le termin. Tot ce ai decontat pe ele, și noi discutăm de giganți ăștia mari, adică proiectele de mobilitate urbană, unde sunt aproape 40 de milioane de euro. Dacă nu termin proiectele de mobilitate în continuare pe banii primăriei, dai toți banii înapoi. Și acum venim, că s-a încheiat anul. De la anul, nu mai sunt surse de finanțare. Că nu mai sunt. Nu mai ai buget al Uniunii Europene. Trebuie să strângi bugetul tău și banii tăi să faci în continuare. Cu banii primării. Da, da, da. Slobozie. Și hai să vedem, Slobozie. Da, au venit acum 4 luni de cineva de Slobozie. Acum 4 luni de zile au venit. Trebuia să... Slobozie era împărțit în două. Să făcea din două tronsoane. Până la prima pasarelă sau a doua pasarelă la primul tronson, după aia al doilea tronson în sus. Au venit și l-au rașchetat pe o jumătate de stradă până la capăt. În locul lor s-au creat niște cratere imense. Eu mă duc zilnic acolo că la Medon. Da, da, da. Niște cratere imense. Nu mai știi pe un soi. Au lucrat pe la pavaj unii, s-au oprit pe la jumate, nu mai lucrează nimeni în momentul ăsta. Pe partea alaltă, deci lucrarea asta va intra în iarnă așa. Gata. S-a cheiat. Nu se mai lucrează nimic pe Slobozie. Intră în iarnă, intră în iarnă, n-ar fi problemă. Că te gândești că, bă, în ianuarie, februarie, vine ștrabagul și o să lucrezi. Ioc. Pentru că trebuie să-i dai banii ștrabagului pe ce a lucrat până acum. Și cei mai rău trebuie să-i asiguri surse în continuare să lucreze. Ei spun, zice, nu, că o să depunem proiecte pe nou, așa am auzit în ședința de Consiliu și m-am crucit. Zice, o să depunem proiecte pe nou exercițiu financiar cu restul de executat. Care nou exercițiu? Ăsta, 2021-2027. Adică de la anul, restul de executat, domnul Diaconescu. Nimic. Nu, că aici e o problemă foarte urâtă. De la anul, jumătatea, cea mai rămas de executat, faci un proiect european și îl depui pe exercițiul unui. Dar tu trebuie să-l termini până la sfârșitul anului, că l-ai defazat pe ăsta până la sfârșitul anului. Deci trebuie terminat. Va rămâne cu Sloboziei mort așa. M-am uitat Bălănoaie. Bă, ca un făcut. Astea sunt drumurile care trec pe acolo. Bălănoaie. Am văzut acum că intră și asfaltează stratul 2 Pictor Andreescu, Pictor Grigorescu. Bă, dar de cine a intrat, mă, să asfaltezi stratul 1 pe Bălănoaie? Stratul 2, pui acum stratul 2 la 2 grade? Stratul 2? Acela de uzură care se pune de la cel puțin 10-12 grade. Și tu pui la 2 grade? Cât o să țină asta? Zero. Da. Zero. Nu știu cât au... Eu aveam 5 ani garanție. Nu știu cât le-a trecut acum prin proiectele cu ștrabagul. Habar n-am, nu mai știu datele acestea de finețe. Mai avem ăsta, cum e neterminat, Gloriei l-a terminat, s-a dus cu Glorie. Eu asta nu înțeleg. Și cu autobuzele cum rămâne, că tocmai Cangară. Pentru că n-au montat. Și aici dăm banii înapoi? Păi nu dăm banii, dăm tot. Că ăsta e proiect de 40 de milioane tot de euro. Deci dacă nu-l închide până la sfârșitul anului. Deci ai, până acum te-a văitat. Dom'le, n-am avut legislație, s-a întâmplat ceva, că dacă luam noi altceva erau mai bune decât ce a luat fostul primar, ok, da? Anul trecut ți-a dat legislație. Ai avut un an în care puteai să-ți faci tot ce vrei. Am înțeles? 2022 în aprilie. Nu, 2023 în aprilie. Nu, până noiembrie, anul trecut s-a aprobat pe ultima 100 de metri. După explozia aceea de la Pantelimon s-a aprobat și era normativul ăla. Deci putea fă. Mă, într-un an de zile n-ai fost în stare să montezi stația? Dar știți de ce nu o montează domnul Diaconescu? Nu știu. Eu vă spun că ștrabagul trebuie să o... Nu, știți de ce o lungește? E ca să-i se aprobe lui Liber Trans terenul de dedesubt, pentru că dacă se montează și Liber Trans o să ia autorizația înainte primăriei, să spune, domnule, îmi pare rău, eu mi-am luat autorizația, dumneata n-ai decât să stai de banda dumitare, fă ce vrea cu stația, eu mi-am luat autorizație, te aliniez la autorizația mea, nu eu după tine. Și o lungește,
Ați văzut că a intrat de 20.000 de ori, să-i dăm terenul lui Libertan, să-i dăm terenul. Dom'le, parcă o ține langa așa. Și ultima ședință a fost, da, a fost o informare, da, că nu știu ce. Iar Libertan își construiește într-una, fără autorizație, fără, și nu se sesizează nimeni. Alo, domn primar, n-are autorizație, domne, construiește acolo. Ești părtaș, ești părtaș. Ai trimis poliția locală, trebuia să-l oprești, ăla construiește în continuare. Îți afectează proiectul ăsta, pentru că nu o să-și pună nimeni ștampila cu o construcție și cu o lucrare, cu o firmă care lucrează cu foc, care lucrează, care pornește mașina lângă stația dumitale de CNG. Și o să fie o problemă. O să ai o problemă mai mare decât Caracalul, mai mare decât Crevedia. Nu o să semneze nimeni, pentru că poate nu știi. GPL-ul ăsta are CNG-ul ăsta are 250 de bari. 250 de bari, 200 de bari să-mi butoneze. Nu discutăm de GPL-ul care are 3-5 bari. Ne discutăm de 250 de bari sunt acele rezervoare care țin. E un gaz comprimat. Cine riscă acolo? Dacă scapă un pic și acolo la porni mașina, bubui totul acolo. Cine riscă? Riscați voi, că văd că ați luat o razna, o țineți lângă ăla, construiește într-una și nimeni nu-l lasă în pace. Dar veniți continuu să vărsați pe umerii consilierilor. Consilierii s-au prins, au început nici ai lor să nu mai voteze. S-au simțit că, bă, ceva e în regulă aici, e putred în Danemarca. Da, dar politic au venit toți și au votat. Nu, prelungire, ok. Prelungire, okay. Da, nu poți să auzi? Tâmpenia unuia, nu poți să omori un oraș pentru nebunia unuia. Da. Da, deci am rezolvat deci, și cu... ce se întâmplă cu drumurile acestea? Ce se întâmplă cu șoselele astea care s-a trădat primul strat de asfalt și urmează după aia să intre într-o stagnare totală? Nu mai lucrează nimeni de aici încolo. Pentru că acest proiect nu mai are buget. El trebuie la anul să-l treacă proiecte în continuare și să-i dea buget. Dacă îi dă buget și trebuie să-i dea buget total, nu poți să zici că îi dau decât 7 lei. După ce dă banii total buget pe asta, primăria poate să închide. Nu mai are nici bani de salarii, nu mai are bani de nimic. Nu mai are prevederi. Eu nu mai spun de bani. Nu mai are prevederi ca să le dea mai departe. Deci, uite așa, ne ducem niște mișcători. Te trage câte un pic, câte un pic, te mai dai să te ridici, te mai tragă în jos, până rămâi fără aer. Da, dar după domnul Anghelescu, dar și după mulți comentarii de aici, care sunt vreo 2-3, dar comentează așa. Da. Dumneavoastră sunteți de vină că l-ați lăsat cu datoria aia de 24 de ani. Da, a rămas ca surda pe mormânt, așa, o ține langă. Da, Daniel Niculae întreabă ce părere a invitatul dumneavoastră de calitatea lucrărilor efectuate. Mă refer la străzile nou asfaltate, tocmai ce i-ați răspuns. Deci, nu, mai e o treabă. Strabago este o firmă serioasă. Numai că la Giurgiu au câștigat 2 proiecte din 3. Au venit cu... Acolo spune, când câștigi trebuie să-ți faci... există un document în care spui, domne, pentru lucrarea asta aduc atâtea mașini, atâtea utilaje, atâta personal, atâta asta, cum îi spune. E o fișă de, nu știu, are o denumire, nu angajament, nu știu cum să numesc, mobilizare, o fișă de mobilizare, în care spui, eu pentru, ce a făcut, ce a trecut Strabago pentru primul proiect, aduce atâtea utilaje, atâția oameni, și a trecut pentru al doilea atâtea, el n-are nici măcar pentru unul asigurat tot. Aduce, mută un utilaj, îl aduce din altă parte, sapă repede pe aici, pleacă în altă parte, mai sapă undeva, mai pleacă în altă parte. Deci cu un singur utilaj lucrează pe 2 proiecte. Cu tot ce înseamnă. Oamenii la fel, a mai dat să facă trotuare unul și altul, a mai dat să facă nu știu ce. Deci n-are acea mobilizare puternică. Dacă intrăm în oraș acum și ar fi trebuit să lucreze blană pe 2 segmente, adică nu lucrezi doar cu o echipă pe zona aia, nu, ai 2, ai centralul și vesticul, intră fratele meu pe tot. Intră să te văd și acolo, să te văd și acolo, să te văd și acolo, cu utilaje multe. Nu doar pe un rând. Ori ei lucrează... De ce a oprit ăsta, cum îi spune? E vestic, da? Vesticul erau toate. Lucrează, a intrat pe Pictor Andreescu, Pictor Grigorescu. Ok. De ce nu termină o stradă sau asfaltează să o intre pe tot? De ce a intrat și pe Slobozie? De ce a răzuit Slobozie ăla de la Făcut Zdrențe în condițiile în care știai clar că nu intri? Țineți minte anul trecut că a răzuit și a săpat o bucățică din Ramadan de la Sloboziei până la Nucului. Da. A răzuit-o, a săpat-o și a lăsat-o așa din octombrie, de când ea turnul începe, și până martie, aprilie, n-a mai intrat nimeni pe acolo. Să te ferească Dumnezeu dacă oamenii aveau nevoie, era un șanț mare, o groapă mare, pământ, apă, noroi, și a blocat-o. Și n-ar mai... Mă, de ce te-ai apucat de ea dacă știe că... Dar asta înseamnă să te duci pe șantier, să te duci să vorbești cu oamenii, să-l chem pe Strabag la tine, pe ăla care ai semnat contractul. Nu pe băieții ăștia care sunt aici, că n-au nicio vină. Și să-i pui în vedere. Lucruri, da. Ai asta. Dacă nu mi-aduce astea, în momentul ăla strâmbe prima asta, notificare. Strâmbe pe a doua, strâmbe pe a treia.
Dar eu cred că sunt pe o mână. Că Ștrabacu, v-am spus, este o firmă serioasă. Dar a găsit aici terenul pământul moale și... Terenul slab. Da. Vă întreabă cineva aici. E cont fals, sigur, dar eu țin neapărat să pun întrebarea asta. Întrebarea lui. Domnule Barbu, piața de gros de pește, clădirile de ambarcațiuni, nu știu care să le-a, probabil cele de jos, da, de la Cama, da? Clădirile de ambarcațiuni, nava ponton, barajul Bizeț, care trebuie desfințat prin hotărâre judecătorească, executările silite de la constructori și salubrizare și multe altele care au produs și produc pagube în fiecare zi, acestea nu sunt proiectele dumneavoastră? Ba da, și proiectele acestea, piața de pește, ne-a costat un leu. Funcționează, să susține financiar, are tot ce trebuie. Și e treaba, și e ambarcațiunile treaba, nu, dar e treaba administrației. E treaba administrației. Ca să faci un lucru profitabil. Deci cineva ți aduce și îți dă o casă și te muți în ea și după aceea zice, mi-ai dat casa asta și eu trebuie să plătesc căldură, eu trebuie să plătesc curent, eu trebuie... Păi, frate meu, păi, atât al duce capul, atât da. Comentează. Așa, până la urmă, ăștia sunt susținătorii actualului primar. Nivelul ăsta de inteligență, de cultură și de profesionalism, de, eu știu, de pregătire. Dacă vii tu și spui, o pui doar așa, ca țața în piață. Auzi, dar de ce i-ai dat asta? Păi, domnule, dacă cineva îți dă 100% și te și întreții cu banii aia, nu trebuie să... Păi nu mai faceți nimic, mă, dacă actualul primar nu mai faceți nimic voi. După mintea voastră și actualului primar, că după chipul și asemănarea lui, sunt aceste specimene, care vin și spun, domne, de ce ne-ați făcut asta? Că nu ne trebuia nouă asta. Stați în noroi, mă, fraților. Nava ponton. Nava ponton. Păi nava ponton. Haideți să vă spun o șmecherie. Nava ponton, cei de la groapa, de la televiziune, trebuia să vină acolo. S-a făcut hotărâre de Consiliu, 16.000 de lei trebuia să plătească să stea acolo. Până a ieșit hotărârea de Consiliu, au plecat cei de la groapa, știi unde s-a dus? La o locație a unui membru al PNL-ului și stă acolo. Păi nu mai plătește primăriei banii, este plătește PNL-ului. Adică acelei persoane private care i-a chemat la el. Și a zis, nu vă mă duceți bă la primărie acolo, că lasă, primărie n-au nevoie. Și s-a dus și a luat la el. Despre ce vorbim? Da, barajul Bizet care trebuie desființat. Barajul Bizet care trebuie desființat are o problemă actuală administrație și primarul în special. Mare problemă. El s-a trezit după 3 ani de zile că dacă trebuie, n-a făcut nimic. Și acul minte pe cel de la ANIF. Deci au discutat și cei politic și au zis, bă, lasă-l, uite, pornește etapa a doua. Noi am făcut acel canal, acel baraj, tocmai ca să depunem proiectul acela pentru Cama, 5 milioane de euro. Am făcut barajul și ne-a permis, că nu mai era zonă inundabilă, să putem să depunem proiectul acela. A venit la început și a zis, ăsta o să-l dărâm, o să-l dărâm, o să-l dărâm. A spus-o atât de multe ori încât am impresia că dacă îl dărâm acum, o să intre într-o problemă mare. O să-l cheme cineva și o să dea cu subsemnatul de la origini și până în prezent tot ce a făcut și ce n-a făcut. A venit cu această... Au câștigat, dacă vede, acea firmă ne-a dat un aviz și a zis, bă, după ce terminați etapa 1, faceți etapa 2. Și aveți 3 ani de zile să o faceți etapa 2. Eu în 2020... deci la 2 ani de zile am terminat studiul de fezabilitate, că la durează cel mai mult. Și mi-a dat 2 soluții. Una sau două. Una mai scumpă, una mai ieftină. Am aprobat varianta mai ieftină în Consiliu, la studiu, urma să facă PT-ul plus execuția. Se scotea la licitație, direct. Și plăteai în timp, erau vreo 6-7 milioane de lei. Un milion și ceva de euro. Etapa a doua, care însemna, două variante erau. Fie formă de ecluză, în care se deschidea așa, fie să cobora și să ridica. Ceva de genul ăsta, erau două variante. De ce trebuiau aceste lucruri? Ca să permită navelor care, sau barjelor care trebuiau să facă reparațiile la Giurgiu Răzmirești, să permită să intre și să iasă, să ia acele barge, pentru că sunt niște pontoane care au pe ele pompele mari la Giurgiu Răzmirești, acolo la ANIF. Da, acele trebuiau să intre, să iasă, să ducă la reparații. Eu sunt ferm convins că nu vor ieși niciodată dacă face Batardoș, dacă dărâmă, pentru că nu poate trece pe sub pod. Dar asta e altă discuție, nu punem drobul de sare. Și 3 ani de zile a zis, nu facem când a văzut că e groasă și a pierdut în instanță. Pentru că la pe bună dreptate aici, bă, eu ți-am dat dreptul 3 ani de zile. Bă, ai 4, ai 5. Bă, dar tu nu vrei să faci etapa a doua. Adică ce am stabilit noi amândoi, tu primărie, nu Barbu, tu primărie, cu mine ANIF, instituțional, a spus că tu vei face asta în 3 ani. Nu o faci în 3, în 4. Bă, dar vreau să văd că vrei să faci. Țineți minte că a ieșit primarul și a zis, o să facem etapa a doua. Da. Și a zis, o să.
și l-a încurcat iarăși pe ANIF, l-a mințit că o să facă, n-a făcut nimic, n-a inițiat niciun proiect de hotărâre să creeze buget, să creeze, să pornească, să vadă că există o bunăvoință. Drept urmare, se va ajunge ca să pună în executare aceea hotărâre, cu repercursiunile celui care nu pune în executare. Și atunci să-l văd pe domnul primar când se duce, din incompetență, din delăsare, din reavoință, din ce vreți dumneavoastră, nu a dus la bun sfârșit acest proiect. Pentru că era un proiect al primăriei. Inițiat de Barbu, bun, Barbu a fost, nu mai este. Dar primăria merge mai departe, nu se închide ce a lăsat Barbu. Cum drept urmare aceste proiecte merge mai departe cu ele și îi convin aceste proiecte că este pe stradă, e și pe alalta care era proiect. Și acolo trebuia să demareze. Nu l-a demarat. Găsea înțelegere și la domnul Motreanu, și la Toma Petcu, și la parlamentarii de Giurgiu. Găsea înțelegere. Bă, mai dați-mi, uite, trebuie să-l fac, altfel pierd. Uite, cărâmă asta, dărâmă. Nu, n-a făcut. E mai bine să stai. Domnul Diaconescu, știți cine este cel mai liniștit om? Cel care nu face nimic. Că nu poate fi acuzat de nimic. Până la un moment. Până la un moment, domnule, că nu poți să... Deci, până la un moment. Stai liniștit. Așa că are o nucă fierbinte. Eu sunt curios cum o să o gestioneze. Există mănuși antitermice. Da. Și, da. Daniel Nicolae mai pune o întrebare și cu asta o să încheiem emisiunea. Există în cadrul primăriei o comisie de recepție a lucrurilor efectuate și cum se poate lua legătura cu această comisie? Nu știu dacă da, există. Fizică poate lua legătura. Da, nu știu de ce ar putea să facă o cerere. Dar nu știu ce ar putea să-i spun. Adică poate să ceară prin consilierii locali. Deci o interpelare, dar fiecare, nu există o comisie. Există, pentru proiecte europene, sunt comisii de recepție formate din mai multe persoane, din toate compartimentele. Pentru proiectele primăriei există altă comisie cu alte persoane, dar, domnul Diaconescu, când vii în primărie și primul lucru care îl faci, faci dosare civile și trimiți pentru în instanță personalul din primărie care a semnat niște recepții. Și haideți să vă spun. Acolo face parte un primar sau viceprimar. Primarul aprobă sus, avizează. Un viceprimar, șeful direcției tehnice dacă se face pe primărie, șeful direcției proiecte europene dacă se fac din fonduri europene. Se mai ia de la juridic o persoană, se mai ia de la economic o persoană, se mai ia de la licitație o persoană. Adică sunt un grup de vreo 7, 8, 9, 10 inși care semnează pe acel document. Dintre ei, 3 sau 4 știu despre ce e vorba. Toți ceilalți verifică partea lor. Adică direcția economică, persoana din direcția economică verifică, băi, ia să vedem. Cifrele. Cât ați avut bugetul, cât ați decontat, vedeți că aveți o problemă, ok. Ea semnează pentru partea bucățica ei. Juridicul. Ia să vedem contractul. A respectat, n-a respectat, i-a calculat penalități, nu i-a calculat. Bă, semnează și juridicul acolo. Tehnicul. Verifică asta. Dirigintele de șantier. Joacă un rol mare pentru că ăla îți dă un referat că lucrarea e în regulă. Poate cei din primărie n-au trecut pe acolo, dar dirigintele care îi plătit de primărie, ăla trebuie să fie pe teren toată ziua, să verifice. Și ăla trebuie să tragă de mânică. Dom'le, aici e o problemă. Numai că diriginții sunt puțini în Giurgiu. În general, toată lumea cunoaște pe toată lumea. Toată lumea nu dorește să pune rău cu toată lumea. Drept urmare, cam aici ne aflăm. Domnule Barbu, cam aici se încheie emisiunea. Cam multe materiale a avut clientul astăzi. Și mai avea, dacă nu... Da. Haideți că suntem în sărbători. Da. Ne-am enervat, ne potolim, începem... Chiar nu m-am enervat deloc. De mâine încep sărbătorile oficial, sărbătorile de iarnă, sărbătorile de Crăciun. La mulți ani pentru mine. Vă mulțumesc. Da. Și eu vreau să le transmit cetățenilor sărbători binecuvântate, să aștepte cu încredere, cu credință, un an mai bun, să se bucure, cum ne bucura cu toții, de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să le fie casa curată, bogată, luminoasă, cu miros de cetină și de... Mirosul copilăriei, să miroasă cozonac, sarmale mai încolo, dar cozonacul transmitea așa și este plăcerea când intri într-o casă și să simte mirosul acela de cozonac și cetina de brad. Să le doresc numai lucruri bune, să se bucure de tot ce au înfăptuit și vor înfăptui în viață, să le fie anul care vine un an
cu împliniri, cu bucurii, cu liniște, cu sănătate și vedem ce se întâmplă lună în lume, să fie un an cu pace, pace și cu bunăstare pentru fiecare. După cum își așterne fiecare, așa să beneficieze și să primească de la bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră și redacției vă urez și dumneavoastră emisiuni bazate pe realitate. Doar cu materialul clientului. Bazate, pentru că observ, intrăm într-un an dur anul viitor. Și s-a ascuțit lupta de clasă. Da, și vă doresc să fiți, cel puțin din punctul meu de vedere, ancorați în problemele reale ale societății, ale comunității giurgiuvene și să știți ce am spus și totdeauna, ca să ai minci, ca să minți, îți trebuie ținere de minte. Îți trebuie memorie. Ca să spui adevărul, nu-ți trebuie decât caracter. Vă doresc să aveți caracter, așa cum vă știu de aici încolo. La mulți ani, sărbători binecuvântate, un Crăciun fericit, un an nou cu bunăstare, cu sănătate și cu lucruri frumoase în familie dumneavoastră și să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim împreună doar în momente plăcute. Încă o dată vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru urări, domnilor și domnilor, nu rămâne să urez, mi-a luat tot ce voiam să spun, eu vă spun doar un singur lucru, vă faceți încălțările astăzi, că la noapte vine Moș Nicolae, ați fost cu minți, vine Moș Nicolae, sigur. Vă doresc și eu pentru mâine, la mulți ani tuturor și o zi plăcută. La mulți ani celor care se numesc Nicolae, Niculae, Nicoleta. Nicușor, Nicoleta și așa mai departe, toate derivatele din acest nume. Vineri îl avem pe Mihăiță Grigore cu senatorul Robert Cazanciuc. La revedere! Vrei să te implici activ în deciziile autorităților publice locale și implicit în viața comunității din care faci parte? Poate ar fi mai bine pentru comunitate să facem așa că sunt mai multe persoane de aceeași părere și ar fi un lucru bun și pentru orașul Giurgiu. Primăria ar fi interesată de părerea dumneavoastră? Bineînțeles, nu numai de-a mea, dar tuturor giurgiuvenilor. Păi da, chiar dacă am posibilitatea de nu se poate realiza ce am vrea noi, nu se poate. E simplu. Descarcă aplicația e-participare pe telefonul tău, informează-te, participă la consultările publice, fă-ți cunoscută inițiativa și votează. Chiamă-ți prietenii în aplicație și împreună, haideți să creștem șansele de dezvoltare locală în interesul clar al giurgiuvenilor. Primul sistem de e-consultare prin smartphone din România, o aplicație securizată și gestionată independent de Asociația Pro-Democrația pentru reprezentarea intereselor cetățenilor în fața administrației publice locale. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Prima serie de napolitane care au ambalaj imprimat cu specific național, dar și cu imaginea turnului cu ceas din Giurgiu, au intrat pe linia de producție și vor fi livrate atât în marketurile din țară, cât și în cele din Europa. Fabrica de napolitane Morello trimite la export turnul cu ceas, simbolul municipiului Giurgiu. La o petrecere și dincolo de muzică, dans, băutură și mâncare, ai fi vrut să ai parte și de un strop de... Da, de un strop de magie, pe care numai Magic Platform ți-l poate aduce. Iată cum funcționează magia. Magic Platform surprinde în videoclipuri de 20 de secunde cu efecte de slow motion, fast motion, reverse și boomerang, momente unice din timpul petrecerilor. Te poți găsi pe Facebook, pe contul Magic Platform, dar și la telefon 0766-378-519. Jocul de lumini ambientale, mașina de fum și accesoriile sunt parte din recuzita ta pentru momente de neuitat. Nu uita, fiecare eveniment merită un strop de magie în plus!